Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Câțu, mi-ar fi plăcut să vin aici astăzi și să vă laud și să susțin politicile guvernului dumneavoastră. Din păcate, ele însă au fost foarte diferite de cele la care mă așteptam inițial de la un guvern care se autoproclamă liberal. Ați devenit într-adevăr primul om din istoria României care s-a retras din poziția de premier desemnat de frică să nu cumva să obțină postul. Ați promis multe cât erați în opoziție și țin minte lucrul acesta pentru că eram alături de dumneavoastră și le susțineam împreună pe multe dintre ele. Dar, din păcate, la guvernare nu le-ați mai livrat și chiar ați făcut opusul lor. În opoziție ne spuneați că veți ajuta mediul privat și că îl veți susține. Dar, din păcate, ne uităm la această criză și vedem că 100% din ea stă pe umerii mediului privat și pe umerii economiei private. La stat, cheltuielile de personal chiar au crescut. Ne-ați vorbit la un moment dat că o să scădeți salariile demnitarilor cu 25%. Dar ați uitat rapid de lucrul acela, l-ați promovat, ați vorbit, ați spus că o faceți, după care ați uitat complet, n-ați mai făcut nimic. Salariile oamenilor din camera aceasta nu s-au fost afectate cu nimic de către această criză. În schimb, salariile oamenilor care ne plătesc nouă salariile prin taxe și impozite, salariile contribuabililor, ele au fost afectate. Ei au trebuit să strângă cureaua. Lucrul acesta nu este normal. Totuși, ați făcut un lucru. Ați început acest program IMM Invest, care, de fapt, ce face este că din banii pe care îi luați din economie, îi mai dați înapoi sub formă de împrumuturi unor IMM-uri, care sunt alese de dumneavoastră și de către sistemul bancar. De aceea spun că senzația este că ați ratat oportunitatea să faceți reforme profunde în România. Această criză era o invitație să umblăm puțin la sistemul rușinos al pensiilor speciale. Era o invitație să umblăm la impozitarea foarte mare a muncii pe care o avem în România, mai ales pe salariile mici. Noi nu trebuie în timp de criză să menținem același nivel de impozitare ca înaintea crizei. Trebuie să ajutăm economia să supraviețuiască. Asta trebuie să facem și abia astfel, cu supraviețuirea ei și când le merg bine întreprinderilor românești, să luăm mai multe impozite și să colectăm mai multe. Nu trebuie să facem o schemă nouă de subvenții sau de împrumuturi rambursabile, ci efectiv să lăsăm banii oamenilor care i-au produs. Și lucrul acesta îl spuneați și dumneavoastră cât erați în opoziție. Acum întrețineți chiar și discuții despre creșterea taxelor și impozitelor. Ați spus și ați avut grijă să precizați, creșteri de taxe nu vor avea loc anul acesta, pentru că anul acesta e an electoral. Dar totuși, anul viitor, adică economia României, nu se termină odată cu ciclul electoral, am spera. Haideți să facem lucrurile într-o perspectivă și a viitorului și a lucrurilor pe care le lăsăm pentru cealaltă guvernare sau pentru celelalte generații care vor urma. Când erați în opoziție, spuneați și dumneavoastră lucrul acesta. Nu ați susținut niciodată ca statul să ia cu o mână și să dea cu alta. Când erați în opoziție, mai țineți minte că vorbeați despre ce veți face în primele zile de guvernare. Pe primul loc, pe lista dumneavoastră, mai știți ce era? Era eliminarea pensiilor speciale. Ziceați, imediat eliminăm pensiile speciale. De când ați ajuns la guvernare, însă ați dat o grămadă de OUG-uri și niciunul pe pensiile speciale, ba mai grav, începe să susțineți chiar și pensiile speciale ale primarilor și, bineînțeles, ale viceprimarilor, că nu erau suficienți primari. Când erați în opoziție, vorbeați și de debirocratizare. Mai țineți minte că vorbeam împreună de debirocratizare. Dar odată ajuns la guvernare, PNL s-a dovedit a fi un mare susținător al birocrației și acelea absurde. Guvernul dumneavoastră întârzie o lege care ușurează înființarea de noi întreprinderi în România, atacând-o și la CCR, trimițând-o înapoi în Parlament la sugestia președintelui și făcând tot ce poate ca să o întârzie. Deși suntem pe locul 91 în lume la ușurința de a înființa noi firme, sub Burkina Faso. De ce întârziați această lege? Din toate aceste motive, noi suntem dezamăgiți. Ne-ar fi plăcut să vă susținem, ne-ar fi plăcut să zicem da, asta este calea de reformă, așa cum am făcut-o atunci când unii miniștri au propus lucruri bune și din guvernul dumneavoastră. Dar nu ne-ați dat aceste motive astăzi. Suntem totuși în plină criză și România are nevoie de un guvern stabil. Ăsta este, de fapt, singurul motiv pentru care nu susținem această moțiune.
Dar ne-ar plăcea la alt moment când veți mai veni în Parlament și va trebui să spuneți ce ați făcut, să avem ceva ce de lăudat, să avem o politică liberală pe care să o putem susține împreună. Vă mulțumesc!